Din cele 475 de posturi ocupate în prezent la Consiliul Județean Gorj și la instituțiile subordonate acestuia, 31 de posturi vor trebui reduse începând cu 16 august. 14 angajați din cei 31 care vor trebui să plece sunt în curs de pensionare și sunt primii care vor fi dați afară. Din aceste 31 de posturi, 14 deja au fost identificate în persoana celor care îndeplinesc condițiile pentru pensionare și care își vor depune dosarele de pensie, începând cu 1-16 august. Iar pentru celelalte, au fost făcute propuneri de către fiecare director al subordonatelor. Reprezentanții ansamblului folcloric Doina Gorjului propuseseră reducerea a două posturi, însă au fost înștiințați că trebuie să mai propună altele două. După ultimele calcule ale Consiliului Județean, va trebui să facem încă două disponibilizări. Asta presupune că din totalul de 98 de posturi pe care le avem încă în schemă, după disponibilizări vom rămâne cu 78 de posturi. Din cei 13 angajați ai Serviciului Public Județean de Salvamongor se va renunța la unul. Aveam până acum o structură de 13 angajați. În urma analizelor făcute cu Consiliul Județean, am stabilit ca unul dintre angajați, cel care se apropia de vârsta de pensionare, să își înceteze activitatea. Practic vor rămâne cu 12 angajați, toți sunt specializați în salvarea montană. Până la sfârșitul acestei luni vor fi întocmite listele finale cu posturile care vor fi restructurate.